ce înseamnă să fii dat pe mâna satanei. Unii oameni au frica asta că au fost dat pe mâna satanei și că sunt în mâna satanei. Însă expresia asta din Biblie nu înseamnă nimic mai mult, nimic mai puțin decât să fii excomunicat din biserică și disciplinat, exclus. De unde știm asta? În 1 Corinteni, Pavel vorbește despre un curvar pe care biserica îl tolera. Un curvar care ar fi trebuit să fie dat afară din biserică. Și el cere lucrul ăsta și poruncește: dați afară pe răul ăla din mijlocul vostru. După aceea el spune: am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei. Da? A fi dat pe mâna satanei înseamnă să fii dat afară din biserică, din părtășia bisericii, pentru că ai făcut un păcat care infectează părtășia bisericii și care strică în mod esențial mărturia adunării. În al doilea rând, a fi dat pe mâna satanei înseamnă să ieși într-un fel de pe teritoriul binecuvântărilor adunării locale și să intri în lume. Lumea care este un teritoriu al diavolului, în care diavolul își face de cap. Dar este foarte important de observat că spune să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Pavel nu spune pentru nimicirea sufletului, pentru că diavolul nu are puterea de a nimici sufletul unui credincios, nici măcar a unuia care este dat afară din adunare. De aceea el spune foarte clar: pentru nimicirea cărnii, pentru nimicirea cărnii. Este un aspect foarte important. Chiar dacă cineva a fost dat pe mâna satanei, el nu este abandonat de Dumnezeu, el nu este pierdut pentru totdeauna, el nu este lipsit de vreo șansă pentru pocăință. Lucrul acesta ar fi foarte fals, pentru că Pavel spune dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Și apoi el completează și spune ca Duhul lui să fie mântuit. Așadar, scopul acestui tip de disciplinare este colectiv. Este ca omul să fie recuperat, omul să fie restaurat. Chiar dacă e dat afară din părtășia adunării, el este dat afară din părtășia adunării ca diavolul să atingă de trupul lui și omul acesta să fie, prin această modalitate, cercetat de Dumnezeu și adus înapoi la pocăință. Scopul nu este ca el să fie lăsat și pierdut în lume. Scopul este ca el, lovit în trup fiind, cu o boală, cel mai probabil, cu un necaz, cu o suferință, omul acesta să fie întors la pocăință. Acesta este scopul disciplinării. Acesta este scopul acestui act de a da pe cineva pe mâna satanei. Pentru nimicirea cărnii, așa încât Duhul lui să fie mântuit. Așadar, este o separare foarte clară între trupul acestui om de care se atinge diavolul și Duhul acestui om care este mântuit de Dumnezeu. Spune să fie mântuit în ziua lui Hristos. Așadar, vedem că un astfel de om, și dacă este lovit de diavolul până la moarte, datorită păcatului pe care l-a făcut, totuși Dumnezeu îi păstrează sufletul dacă acest om a fost cu adevărat născut din nou. Cu alte cuvinte, pasajul ăsta nu ne dă deloc voie să interpretăm acest act de a da pe cineva pe mâna satanei ca o pierdere a mântuirii sau orice altceva de felul acesta. Pasajul nu are nicio treabă cu asta. Mai amintesc în 1 Timotei, capitolul 1, unde Pavel îi dă pe mâna satanei pe doi oameni, spune el, ca să învețe să nu holească. Vedeți aspectul corectiv al disciplinării, aspectul pedagogic al disciplinării, ca să învețe. Nu-i de pe mâna satanei din răzbunare, nu-i de pe mâna satanei fiindcă și-o pierdut mântuirea, nici ca să își piardă mântuirea, nu-i de pe mâna satanei arătând că ei nu au fost niciodată al lui Dumnezeu, îi de pe mâna satanei ca să învețe. Este un scop corectiv, disciplinar, pedagogic. Are rolul această disciplină de a restaura, de a aduce înapoi, ca să învețe să nu hulească. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia au lepădat o doctrină fundamentală din creștinism, cel mai probabil. În context acolo se vorbește despre legalism. Au aderat la o învățătură falsă și Pavel aplică metoda asta disciplinară. Îi dă pe mâna satanei. Dar este clar că scopul este acela de recuperarea lor, ca să învețe să nu hulească. Acesta este actul dării pe mâna satanei. Un act de disciplinare, un act de disciplinare corectivă, de câștigare a celui disciplinat, un act care asigură starea spirituală a acelui om. Vezi, Pavel avea siguranța mântuirii acestui om. N-avea siguranța că și-o pierdut mântuirea. Zice, ca să fie mântuit în ziua lui Hristos. Asta este acțiunea de a da pe cineva pe mâna satanei.